Diana Matei, Marian Claiante și George Claiante. Vă mulțumim! Colaborările noastre de-a lungul timpului. Viorica e puțin nervoasă acolo să ceartă cu inginerul de sunet, pentru că este femeia care vrea, din punct de vedere al sunetului, să iasă perfect. Vă rog să o ajutați, da? Mulțumesc! Iar eu îmi amintesc de primul sărut cu Viorica de la Clejan, care mi-a dat viața peste cap. Poate că și la dumneavoastră s-a întâmplat acest lucru. Vrei să vii în scenă aici lângă mine? Păi, Dumnezeu că ți-a dat viața peste cap, că am făcut bine! Uite, am ajuns aici la sala palatului. Ce părere! Ne-a ținut nedormiți gândindu-ne cum să facem ca acel sărut să se repete pe malul Dar mai știi cum erai. Înainte, primul la sărut n-am cum să lui, nu l-ai mai repetat. Hai, am uitat, frate! Doamnelor și domnilor, a fost o scurtă introducere din glumele noastre de acolo, de acasă, pentru următorul invitat, următorii invitați, și le mulțumesc, Liviu. Îți mulțumesc! Vă spuneam mai devreme că Viorica îmi cântă de 3 ori pe zi. De fiecare dată îi fac un cadou. I-am făcut și pe la televiziune, ca să nu mă vorbească de unul de alta. Acum mi-a cântat mai mult. Și trebuie să-i fac un cadou. I-am pregătit un cadou despre care ea nu știe nimic. Vă jur, nu știe absolut nimic. L-am pregătit în taină și este aici, printre dumneavoastră, în public, sunt sigur că este, domnul Mihai Glodean, pe care îl invit să vină în scenă. Domnule Mihai Grodano, unde sunteți? Este acolo. Da? Și vreau să vină și cadoul în scenă, pe care l-am pregătit. Să știți că e un cadou greu, pentru că el se lasă greu. Sper ca Viorica să fie bucuroasă. Și nu știe nimic despre acest cadou. Aici, central, vă rog. Domnul Mihai Glodeanu, maestru Mihai Glodeanu, aplauzele dumneavoastră. Maestre, am să vă rog să rămâneți puțin cu noi, pentru că avem Viorica schimbă costumația și chiar nu știe despre această surpriză, da? Dar bucuria cred că o să fie pe măsură, nu? Nu, vine domnilor.
Ia uitați cât de frumoasă este! Viorica, nu pot să le dau mâinile și nici capul meu. Dumnealui... Până acum, ia vezi, mă ascult. Mă ascult puțin? Acum sunt la felul meu, vreau să stâng așa vreau eu. Aici lângă noi. Iar mi-a adus la plumb. Domnul Mihai Glodeanu este... Ador arta, nu, serios, sunt numai la o parte, că vă știți că eu sunt așa la o acum, domnule Mihai. Nu zic aș cât o brățână, dar... Bună seara, Mihai Glădeanu este numele meu, sunt artist plastic și profesor universitar, iar în seara aceasta o să prezint... La inițiativa domnului Ioniță, care îi place arta, și acum îl înțeleg de ce... Avem onoarea de a prezenta un tablou în care este reprezentat chipul unei femei, care, din punctul meu de vedere, prin talentul și vocea dumneai, poate fi... patroana femeilor în această lună. Trebuie să fotografi cum a făcut 90-60 ani. Ce să faci cu scândura? Că nu stă nimic pe ea. Viorica-i potrivită. Ești grasă, mi-i scândurică. Foarte tare, mulțumesc frumos. Cu drag. Te rog frumos să-l pui bine pe ăsta, nu ca pe la altul de la mâncă gândi. Trebuie să fii atent de data asta cu tabloul ăsta. Deci așa o să ajung la dimensiunile astea. Gata. Cu regimul pe care l-am, așa o să ajung, să știi. Așa ești, Viorica de la Clejan, pictată de domnul Mihai Glodeanu. Mulțumesc, maestre, vă mulțumim mult. Sănătate multă, multe bucurări și numai bine vă dorim. Vă mulțumim pentru prezență. Să dea Dumnezeu, mulțumesc, seară. Mulțumim frumos și să ne mai aduceți, vă așteptăm cu drag. Mulțumim, maestră. La mine mă pot uita, foarte cap. Ce m-au dat așa frumos?